FCSB își continuă marșul spre titlul cu numărul 27. Roșalbaștrii au 4 victorii în 5 meciuri posibile din play-off. Pentru echipa lui Reghecam formează însă 2 meciuri de foc. Etapa viitoare în deplasare cu CFR Cluj, apoi acasă cu principala candidată la titlu, Viitorul. Deci mai avem de muncă, mai sunt foarte multe meciuri de jucat, deci trebuie să fim concentrați și în continuare să avem aceleași evoluții, pentru că am legat 3 victorii, un lucru foarte important pentru noi. Am spus că în play-off echipa noastră va juca altfel. Aduc din nou aminte de frângerea de la Viitorul, unde noi am jucat foarte slab. Now you are a favorite to win the championship? Je sais pas, on a un match difficile lundi contre Cluj et on soit Viitorul, donc ce sera des matchs difficiles après, comme je dis, après ces deux matchs-là, si on fait des bons résultats et Viitorul se casse les dents, on pourra voir à partir de là.